Anul 2021, luna iunie, sfârșit de an școlar. Mulți dintre copii se gândesc la vacanță, dascălii încearcă să-și ascundă emoțiile. Școala gimnazială Cornel Regman din Daneș, județul Mureș, structura școlară Criș, se pregătește de festivitatea de premiere a elevilor. Radio România Antena Satelor se află alături de cei de aici și spunem profesorului coordonator Alexandru Iac, bună dimineața! Bună dimineața! Este o zi cu totul altfel, având în vedere că vine după un an școlar plin de provocări, în care am tot oscilat între diferitele scenarii de învățare. Deci, în orice caz, un an foarte greu, mai ales pentru un sat, cum este al nostru, cu posibilități destul de reduse ale familiilor, care nu au putut asigura accesul la școala online al copiilor așa cum ar fi fost de dorit. Ce sentimente vă încearcă în acest moment, când lăsați în urmă încă o generație de învățăcei? Având în vedere că vine după un an atât de plin de provocări, precum am spus, e un sentiment de ușurare, în primul rând, mai ales că vorbim despre un an în care cei care au finalizat ciclul gimnazial au fost primii elevi care au intrat acum 9 ani de zile în clasa pregătitoare. Deci ei au fost o generație a schimbării, iar acest lucru s-a reflectat inclusiv în prima probă a examenului de valoare națională, care a venit cu totul și cu totul altă structură, și sperăm că în cei 9 ani de zile elevii și-au însușit cunoștințele pentru a face față cu brio acestui examen. Fiecare an e ca un nou început, cu speranță pentru a le insufla celor mici dragostea de carte, nu? Fiecare an este diferit, elevii sunt diferiți și întotdeauna noi ca profesori trebuie cumva să ne pliem pe fiecare elev în parte. Chiar dacă materia este aceeași, ea nu se schimbă foarte des, trebuie să ne adaptăm astfel încât să ajungem la fiecare dintre elevii noștri. Se întâmplă să vă mai întâlniți cu foști elevi, iar aceștia să vă salute și să vă mulțumească? Desigur, da, și sunt sentimente chiar foarte plăcute. Cei care pornesc din familie cu o bază solidă rămân recunoscători, chiar dacă de-a lungul anilor de școală momentele sunt și mai puțin plăcute, dar în orice caz ne amintim întotdeauna de cele care ne-au adus la oaltă și de scopul pentru care am fost împreună o bucată de vreme. Așa este.